Suntem în Isaia și ne pregătim pentru deznodământul vieții lui Ezechia, cel de-al doilea împărat, de pe paginile cărții. Deși a început extrem de bine la 20 și ceva de ani, a terminat extrem de prost. A terminat extrem de prost pentru că s-a mișcat de la încrederea în Dumnezeu în încrederea în sine. Și când îți pierzi încrederea în Dumnezeu, restul vine de la sine, intri în vria, în vârtejul morții. Aș vrea să priviți împreună cu mine o treaptă de coborâre înspre moarte. Mai întâi suntem extrem de ocupați, nu avem timp de Scriptură, nu avem timp de Dumnezeu. Tot ce știm despre Dumnezeu este ce auzim de aici, de acolo, ce ne închipuim în mintea noastră. Dar necunoașterea de Dumnezeu duce la neîncredere sau la îndoială. Neîncrederea în Dumnezeu, pentru că chipul lui este săpat în noi și nu putem fugi de el, încercând să ținem în echilibru relația cu el, cu nerelația cu el, duce la fățărnicie. Fățărnicia aduce mai devreme sau mai târziu împietrirea și împietrirea aduce moartea. Dacă Dumnezeu nu intervine prin mila sa și ne dă harul pocăinței în ultimul ceas, ca și în cazul lui Ezechia. Deci necunoașterea de Dumnezeu, de care este plină viața noastră din pricina ocupațiilor noastre, duce la neîncredere în El. Nu la întâmplare, Domnul Iisus a spus, și viața veșnică, viața de cea mai înaltă calitate este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Prin cunoașterea lui Hristos ni s-a dat tot ce privește viața și evlavia. Este cartea noastră de credit prin care binecuvântările cerului vin peste noi. Cunoașterea de Dumnezeu este esențială, necunoașterea de Dumnezeu este catastrofală, pentru că declanșează un întreg proces, îndoiala, fățărnicia, împietrirea și moartea. Neîncrederea în Dumnezeu degenerează în fățărnicie. De ce oare? Din pricina faptului că relația cu Dumnezeu este un dat. Relația cu Dumnezeu nimeni nu alege. Din moment ce am fost creat după chipul și asemănarea Lui, sunt ca o copie vis-a-vis de un tablou, de un original, și indiferent unde aș fugi în lume, relația mea cu originalul rămâne, relația mea cu Dumnezeu rămâne. Un singur lucru pot alege, să fie bună, să fie rea, să fie spre viață sau să fie spre moarte. De aceea cunoașterea de Dumnezeu este esențială și necunoașterea care duce la neîncredere degenerează în fățărnicie. Fățărnicia, deci încercarea de a păstra o mască a relației cu Dumnezeu, o mască religioasă, nu rezolvă, ci agravează consecințele neascultării noastre de Dumnezeu, ducând la împietrire. Și atunci când ești împietrit, indiferent cine ce ți-ar spune, tu ții ca orbul de bâtă de planurile tale, de drumurile tale, poate să vină la tine doi sau trei sau o biserică întreagă și îți vezi de drumul tău, nimeni nu-ți mai poate vorbi. Dar oricât de înțelepte ar părea planurile făcute în neascultare de Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu vei gusta moartea. Prin ele. Ele duc la moarte. Veniți să luăm aceste principii, să le ducem în viața lui Ezechia, în contextul istoric în care Ezechia a început să-și manifeste îndoiala sau neîncrederea în Domnul. Priviți o clipă harta bazinului mediteranean. Observați pata aceea verde deschisă, este Imperiul Asirian pe vremea lui Ezechia. O forță uriașă, cel mai crut popor din istorie. Nu la întâmplare, Iona, când a auzit că trebuie să plece la Ninive ca să vorbească acestui popor în nădejdea că se vor întoarce la Domnul, se urcă în corabie și o ia în direcție exact opusă, pentru că el știa că părinții lui, neamurile lui, vecinii lui vor muri spintecați de săbile asiriene. Cel mai crut popor, când năvăleau peste o cetate, o rădeau de pe fața pământului. Nu contau bărbați, femei, copii în ochii lor. Acest monstru uriaș sufla în ceafa lui Ezechia. În primul rând, prin birurile pe care el trebuia să le plătească, alături de toate celelalte țări. Imaginați-vă o țărișoare, cum este Iuda, să plătească, eu am calculat așa în mare, să plătească 15, 20, 25 de milioane de euro anual împăratului Asiriei.
Și banii aceștia, mai ales dacă erau un împărat ambițios care avea proiecte dilitare, trebuiau luate de la popor și peste toate acestea veneau celelalte biruri, biruri peste biruri. Dacă citiți viața lui Ezechia, veți vedea că uneori a ajuns în situații în care a trebuit să despoaie aurul de pe ușile templului, să golească într-un fel templul de tot aurul cu care era îmbrăcat Sfânta și Sfânta Sfintelor și să-l trimită în brațele împăratului asirian. Era o povară extraordinară. În 705 ajunge o veste bună în urechile tuturor din vremea aceea. A murit Sargon al doilea. Sargon al doilea era cel care a cucerit Samaria după un asediu de 3 ani. Și moartea lui Sargon II a făcut ca toate ziarele vremii să publice bucuria imensă a celor care așteptau să răsufle, să scuture jugul de pe grumazul lor. Sargon II, cuceritorul Samariei, este mort. Tiranul care slujea vlaca națiunilor nu mai este. Vânde libertate. Am scăpat de tiran. Sargon al doilea este mort. E război civil în Asiria. E vremea să scuturăm jugul robiei. Este vremea eliberării. Erau titlurile ziarelor din vremea respectivă. Ce-i foarte interesant este că Ezechia se lasă prins în aceste jocuri. Parcă-l văd stând la cafea și luând teancul de ziare care venea zilnic și citind aceste headline-uri, aceste titluri imense. Și mintea lui începe să frământe. Ce-i de făcut în astfel de vremuri? Încotro aș putea să o apuc. El se lasă prins în jocurile politice ale vremii și organizează o coaliție militară împotriva ei. În ciuda faptului că Isaia insistă, dragii mei, prin nenumărate oracole profetice să-l oprească din drumul acesta. În 703, el încearcă să invite Filistia, cea mai rămas din ea, pentru că în 711 Ashdodul a fost ras de pe fața pământului de armatele asiriene și atunci Ezechia a scăpat ca prin urechile acului. Dar acum în 703 Ecronul refuză să intre în alianțe politice cu Ezechia și cu celelalte popoare. Mânios, Ezechia merge asupra Ecronului, îl cucerește, îl ia pe padii împăratului și îl aruncă în temniță în Ierusalim. Apoi își umple asinii de bogățiile care au mai rămas prin Iuda după ce și-a plătit birurile și le trimite în Egipt să încerce să perfecteze o coaliție militară. Între timp, alături de el, în spatele scenei sau pe scena lui Dumnezeu, Isaia depune eforturi extraordinare să oprească mișcarea în această direcție. Rostește o serie de vaiuri, începând cu capitolul 28. Vai liderilor Ierusalimului, vai cetății orbite de fățărnicie și minciună, vai de cei ce fac planuri fără mine, vai de Iuda. Dar apoi spune, vai și de pustiitorul pe care Dumnezeul va aduce peste muntele Sionului ca să-și facă lucrarea prin el. Dar de-a lungul acestor oracole profetice veți găsi mereu aceste apariții de lumină, aceste promisiuni ale mântuirii, care sunt acolo în primul rând din pricina credincioșiei lui Dumnezeu față de sine, nu față de Ezechia, față de sine. El a făcut o promisiune lui Avram, a jurat pe el însuși și planurile lui trebuiau să se împlinească. Dar oricine este gata să se pocăiască chiar și în ultimul ceas, este prins de acest val al promisiunii și beneficiază de binecuvântările pe care promisiunea lui Dumnezeu le conține. Dragii mei, indiferent cât de mult s-a trudit Isaia, Ezechia nu mai avea urechi să audă. Cele văzute erau mai aproape de inima lui decât cele nevăzute. Faima lui crescuse, avea un respect în țările din jur și acum și-a închipuit că poate să se bizuie pe el însuși. Ascultați-l pe Isaia vorbind în capitolul 30. Vai, zice Domnul, de copiii răsvrătiți care iau hotărâri fără mine. Fac legăminte care nu vin de la Dumnezeu. Îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Ei se coboară în Egipt fără să mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon, ca să caute un adăpost sub umbra egiptenilor. Dar ocrotirea lui Faraon vă va da de rușine și adăpostul de sub umbra Egiptului vă va face de ocară, spune Isaia.
Și apoi, ca să dea în vileag planurile ascunse ale împăratului, el continuă. Voievozii lui au și ajuns la Țoan și trimișii lui au și ajuns la Hanes, două cetăți egiptene la care trimișii lui Ezechia băteau la porți ca să încerce să lege coalițiile militare pe care le-a gândit Ezechia pentru eliberarea țării lui. Dar vor rămâne de rușine din pricina unui popor care nu le va fi de niciun folos, nici nu-i va ajuta, nici nu le va folosi, ci va fi spre rușinea și ocara lor. Cu alte cuvinte, aur aruncat pe gârlă, aur și bogății risipite, pentru că nu veți culege niciun rod de pe urma lor. Mi-am pus și eu o întrebare citind istoria lui Ezechia. De ce el și apoi noi pornim atât de ușor pe drumul înstrăinării de Dumnezeu, a neascultării de Dumnezeu? De ce după un an, doi de credincioșie, de inimă plină de foc, dragostea dintâi piere, se scurge și rămânem cu noi înșine împingându-L pe Dumnezeu undeva în spatele nostru? Dragii mei, nici unul dintre noi nu scapă de această vrie a morții. Toți suntem ispitiți de ea, încolțiți de ea. Aduceți-vă aminte de ce. Pentru că necunoașterea de Dumnezeu duce la neîncredere în Dumnezeu. Iar neîncrederea în Dumnezeu umple inima noastră de fățărnicie, de ochii lumii, pentru conștiința noastră pătată, zdremțuită, vrem să păstrăm fațada. Dar adânc în inima noastră ne-am înstrăinat de Dumnezeu și asta se cheamă fățărnicie. Și nu uitați, fățărnicie e doar la un pas de împietrire și împietrire e doar la un pas de moarte. Uitați-vă la vremea lui Ezechia. Isaia 29:13. Domnul zice, când se apropie de mine, a te apropia de Dumnezeu în vremea aceea, însemna a te lua și te aduce la templu, cu jertfe, la sărbători, a face toate ritualurile poruncite de Dumnezeu. Când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Cât de concrete, reale, actuale, relevante sunt aceste cuvinte. Dragii mei, suntem un popor de credincioși. Uitați-vă în statistici. Nu știu cât la sută de un fel, restul în minoritate. Dar ferească Dumnezeu să te oprești în dreptul unui român să-i spui că nu-i credincios, că nu-i creștin. Noi suntem o țară creștină și președintele știe și Opinca știe. Toată lumea știe și toată lumea spune lucrul acesta. Dar spuneți-mi dacă e vreo diferență între vremea lui Ezechia și vremea noastră, între ei și noi. Când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, ritualuri religioase, incredibile, care n-au absolut nicio valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că inima este murdară, inima este îndepărtată de Dumnezeu. Frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Spuneți-mi ce-i fățărnicia. De ce Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos au urât-o mai mult decât orice? În ce privește teologia lor, fariseii erau foarte apropiați de Domnul Iisus sau Domnul Iisus de farisei. Cu alte cuvinte, cu buzele, cu gura, rosteau lucruri corecte. Dar inima lor era departe de Dumnezeu și din pricina aceasta, viața lor acoperea cuvintele lor. Faceți tot ce vă spun cei ce șed pe scaunul lui Moise, dar nu faceți ce vedeți în viața lor. Și de aceea Domnul Iisus i-a taxat și nu i-a iertat niciodată, pentru că fățarnicul nu doar că se amăgește pe sine, amăgește pe toți cei din jurul lui. Și de aceea el cască gura morții, a mormântului, a prăpastiei și se prăvălește împreună cu toți cei ce-l urmează. Fățărnicia este încercarea de a ascunde sub masca ritualurilor religioase goale o viață trăită în neascultare de Dumnezeu. Dragii mei, aici toți suntem frumoși, îmbrăcați în haine de sărbătoare. Numai Dumnezeu știe cum am fost ieri și săptămâna care a trecut, cum ne-am făcut afacerile, cum ne-am trăit relațiile. Numai Dumnezeu știe care ne sunt planurile, care ne sunt gândurile. De mine, de oameni, ne putem ascunde. De Dumnezeu, niciodată.
spune Scriptura. Fățărnicia este încercarea de a ascunde, de a dosi în spatele unei măști religioase, a ritualurilor goale, de ascultarea noastră de Dumnezeu. Ascultați-l pe Isaia, plângând în introducerea cărții lui, reprezentându-l pe Dumnezeu în această durere în fața fățărniciei poporului său. Capitolul 1, versetul 15, versetele 11 la 15. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor, de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângere taurilor și a oilor și a țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Câtă durere în inima lui Dumnezeu, câtă oroare față de tot ceea ce se întâmpla în casa lui, în templul lui. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, mi-e scârbă de tămâie, nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea, urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, mi-întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, nu ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Observați, totul era la loc pentru ochiul omenesc. Nimic nu era la loc pentru ochiul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu trece dincolo de măștile noastre și vede viața noastră, realitatea din ele. El ne va judeca în motivațiile noastre, în atitudinile noastre, în gândurile noastre, în vorbele noastre. Niciun adânc nu va rămâne acoperit înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Ioan, în prima sa epistolă, primul capitol, versetul 6, vine și ne atenționează de pericolul fățărniciei pe noi, Biserica lui Hristos. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu, și umblăm în întuneric, dosim planurile noastre, dosim viața noastră după o fațadă religioasă. Ioan spune, mințim și nu trăim adevărul. Și vreau să vă spun, același Ioan în Apocalipsă spune, acolo, în cetate, în prezența lui Dumnezeu, mincinoșii nu au ce căuta. Nimic necurat și spurcat nu va intra acolo. Și vorba de inima noastră, dragii mei, nu de religia noastră, de inima noastră. Iar în Evrei, capitolul 4, versetul 13, suntem atenționați. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Spuneți-mi, nu e o nebunie să încerci să te ascunzi de Dumnezeu, să porți masca pe față, să zâmbești artificial în prezența oamenilor? Când știi că trăiești viața în prezența unui astfel de Dumnezeu, nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Priviți încă o dată această scară a morții, acest vârtej al morții. Totul pleacă de la viața supraaglomerată cu lucruri materiale. Nu mai avem timp să citim Isaia, nu mai avem timp să citim Biblia. Ne mulțumim cu prezența noastră un ceas la adunare în timp ce mintea și gândurile noastre sunt plecate haihui la treburile noastre de peste săptămână. Aglomerația duce la necunoaștere, necunoaștere la neîncredere sau la îndoială. Îndoiala ne obligă la fățărnicie ca să păstrăm totuși aparențele. Dar fățărnicia ne prăvălește în groapa împietririi. Și atunci când ai ajuns la o inimă împietrită, îți puține șanse să mai eviți moartea, împietrirea. Dumnezeu vorbește acestui popor și te și sperii când citești astfel de texte. Ei sunt beți, dar nu de vin, se clatină. Dar tot din pricina băuturilor tari, cu toate că erau un neam de bețivi. Dacă citiți Isaia și vedeți toate imaginile viticole, vă îngroziți. Așa și spune Dumnezeu, bețivii lui Efraim, așa îi numește. Dar de data aceasta se vorbește despre un alt plan, un plan spiritual. Ei sunt beți, dar nu de vin. Se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari, ci pentru că Domnul
a turnat peste voi un duh de adormire. V-a închis ochii prorocilor și v-a acoperit capetele văzătorilor. Imaginați-vă ce se întâmplă cu un popor, cu o țară peste care Domnul toarnă un duh de adormire. Închide ochii prorocilor și acopere capetele văzătorilor. Orbește pe cei care ar trebui să arate lumina și drumul. De aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Să iei Biblia, să o răsfoiești, să o citești, pentru că vrei să fii credincios cu ritualul tău religios, să nu pricepi o boabă din ea, să-ți fie sols pe ochi, să-ți fie o carte complex străină, să nu mai ai îndrumar în cele spirituale. Toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și îi zici, citește, el spune, nu pot, cartea este pecetluită. Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și îi zici, ia și citește, el îți va răspunde, îmi pare rău, nu știu să citesc. Domnul a turnat peste voi un duh de adormire. Aduceți-vă aminte de capitolul 6 când Isaia este pus în slujbă. Împietrește inima acestui popor. Foi surzi și orbi, să n-audă, să nu vadă. Până când, Doamne, până când vor pieri? Din punct de vedere teologic, te sperii în fața unor astfel de cuvinte și te întrebi, dacă Domnul face astfel de lucruri, de ce sunt eu vinovat? De ce îmi bagă mie de vină? Dragii mei, dacă veți răsfoi Biblia, veți vedea că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Amin? Așa scrie în Scriptură. Nu dorește moartea păcătosului. Dacă sunteți puțin mai atenți, nu-i foarte greu să nu treceți peste versete ca și acestea. Atât de mult n-a urât Dumnezeu lumea ca să nu vrea să o mântuiască, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cum să înțeleg astfel de texte? Dragii mei, Domnul împietrește doar pe acela care se împietrește. Doar pe acela care se împietrește. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îți oferă viața, tu o respingi. Dumnezeu îți oferă viața, tu o respingi. Dumnezeu îți oferă viața, tu n-ai timp de ea, nici chef de ea. Nu știu când, nu știu cum și nici nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că este treaba Domnului. Dar dacă vine momentul în care El toarnă un duh de adormire și de împietrire peste tine, întrebarea mea este, ce se întâmplă după aceea? Când mă gândesc la Dumnezeu, El împietrește doar pe aceia care se împietresc. Dați-mi voie să iau textul de la capăt. Noi suntem în capitolul 28 la 35, primul verset din blocul nostru de text. Capitolul 28. Vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim, de floarea veștejită, care este strălucirea podoabei sale, pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată. Vai de cununa îngânfată a bețivilor lui Israel. Ce s-a întâmplat? Ezechia s-a îndepărtat de Dumnezeu, s-a apropiat de mașinațiile politice ale vremii, n-a putut rezista ofertei de a intra în NATO, de a intra în Europa. Nu, păi cum să putem noi trăi într-o lume ca asta, fără astfel de alianțe politice? Și-a trimis mai marii lui în Egipt. S-au întors înapoi cu toate hârtiile semnate. Ezechia bucuros împreună cu mai marii lui i-a dat un ospăț. Și ospățul era întoi, vinul era din belșug și era foarte bun. Țineți minte ciorchinele de strugure pe care l-au adus iscoadele, cam asta este până în ziua de astăzi Israelul în ce privește vinurile. Și majoritatea erau beți, abia mai vorbeau. Intră profetul în mijlocul lor și încearcă să le vorbească, să dea de gol toate mașinațiile lor politice. Și după ce rostește vaiul în versetul 8 continuă, toate mesele sunt pline de vărsături murdare și nu mai este niciun loc curat. Ei zic, Isaia începe să vorbească, mai marii lui Iuda erau beți
Și unul dintre ei cu paharul în mână, clătinându-se, zice: pe cine vrea să învețe el înțelepciunea? Cui vrea să dea el învățătură? Unor copii înțărcați de curând, luați de la țâță? Cine ne crezi că suntem, mai Isaia? Noi suntem mai mari lui Iuda. Din partea cui vii tu? Lasă-ne cu Dumnezeul tău, cu Sfântul lui Israel. De aceea ascultați cuvântul Domnului, batjocoritorilor, care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului. Și apele vor înneca adăpostul minciunii. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și în voia la voastră cu locuința morților nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvăritoare, veți fi striviți de ea. Ori de câte ori va trece, vă va apuca, căci va trece în toate zilele, zi și noapte. Nu veți mai auzi decât vuietul și groaza ei. Patul va fi prea scurt ca să vă întindeți în el, învelitoarea prea îngustă ca să vă înveliți cu ea. Citiți, vă rog, toate afirmațiile profetului și îngroziți-vă. Cel care, necunoscându-l pe Domnul, ajunge să nu mai aibă încredere în el și care pune masca fățărniciei să salveze aparențele, ajunge să fie împietrit și împietrirea aduce moarte. Nu uitați, cunoașterea de Dumnezeu este esențială. Împietrirea aduce o încăpățânare lăuntrică care ne face să nu renunțăm la drumurile și planurile noastre nici dacă ne taie în bucăți. Nici dacă ne taie în bucăți. Dar atunci când citești cartea lui Isaia, înveți o lecție extraordinară. Oricât de înțelepte ar părea planurile făcute în neascultare de Dumnezeu. Nu știu dacă ați făcut vreun plan în neascultare de Dumnezeu și ați călcat pe urmele planurilor voastre să le împliniți. Scriptura ne spune: nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Ce legătură este între Hristos și Belial? Asta spune Scriptura. Dar viața se trăiește altfel. Nu poți lua motamo tot ce spune Dumnezeu. E frumos, e deștept, e bogat. La urmă va fi bine, Dumnezeu e bun. Am dat doar un exemplu. Dar sunt în fiecare moment al vieții zeci de situații în care noi suntem în furca aceea edenică alegerii între viață și moarte. Alegi viața când pășești în ascultare de Dumnezeu. Alegi moartea când sfidezi cuvântul lui Dumnezeu și îți urmezi propriile tale planuri. Oricât de înțelepte ar părea planurile făcute în ascultare de Dumnezeu, ele duc la moarte. Ele duc la moarte. Vai de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic: cine ne vede? Cine știe? Stricați ce sunteți. Oare olarul poate fi privit ca lutul? Sau poate lutul să zică despre lucrător: nu m-a făcut el? Sau poate vasul să zică despre oral: el nu se pricepe? Dragii mei, indiferent ce am face, diferența dintre olar și lut rămâne. El este olarul, noi suntem lutul. Niciodată nu putem inversa rolurile. Ascultați-l pe Dumnezeu vorbind acum împotriva cetății lui dragi. Vai de Ariel, leul lui Dumnezeu, de Ariel, cetatea în care a tăbărât David. Adăugați an la an, lăsați sărbătorile să-și facă ocolul lor. Adăugați la anul acesta și pe cel viitor, lăsați sărbătorile să-și facă ocolul lor, Paștele, Rusaliile, sărbătoarea corturilor, anul nou și să reiau toate. Apoi voi împresura pe Ariel, plânsete și gemete vor fi în ea. Și cetatea va fi un Ariel pentru mine, căci te voi impresura din toate părțile, te voi înconjura cu cete de străjer, voi ridica întărituri de șanțuri împotriva ta, dar mulțimea vrășmașilor tăi va fi ca o pulbere măruntă,
Mulțimea supritorilor va fi ca pleava care zboară și aceasta deodată, într-o clipă. De la Domnul oștirilor va veni pedeapsa cu tunete, cu tremure de pământ, cu pocnete puternice, cu vejelie și furtună și cu flacăra unui foc mistuitor. Căci așa vorbește Domnul, Sfântul lui Israel, în liniște și în odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și în încredere va fi tăria voastră. Asta este oferta lui Dumnezeu. Dar voi n-ați voit ce a zis, nu, ci vom fugi pe cai. De aceea veți și fugi. Vom călări pe caiuți. De aceea, cei ce vă vor urmări vor fi și mai iuți, spune Domnul. 1000 vor fugi la amenințarea unuia singur și când vă vor amenința 5, toți veți fugi până veți rămâne ca un stâlp pe vârful unui munte, ca un steag în creștetul unui deal, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o colibă în vie. Atunci când am pornit pe drumul îndoielii, al fățărniciei, al împietririi, singura nădejde este harul pocăinței. Dar împietrirea face pocăința extrem de dificilă. Extrem de dificilă. De aceea ar trebui să ne întoarcem și să facem ceea ce ne spune Dumnezeu. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Când începi să guști din Dumnezeu, îți crește încrederea în El, ți se micșorează îndoiala, începi să te așezi în picioare, să trăiești o viață de om liber în relația ta cu Dumnezeu. Dar dacă se întâmplă, dintr-un motiv sau altul, să-L neglijezi, să-L uiți, să-ți pierzi încrederea în El, să simți cum fățărnicia începe să te macine, simți cum inima se răcește, chiar dacă Dumnezeu ar fi să te pedepsească, faci un mare bine pentru tine. Cu ani în urmă, când făceam studiile biblice prin țară, mă opream la Alești și la Alești era un cuplu. Mă uitam cu atâta drag la ei. Mă uitam cu drag la ei pentru că erau acolo la fiecare întâlnire. Mâncau Scriptura. În bisericuța în care erau, trudeau din răsputeri să tragă după ei pe oameni leneviți și îmbuibați de băutură și vin. Zona aceea este special bântuită de astfel de păcate. La un moment dat mă întâlnesc cu ei la o conferință. Ea transfigurată, el un alt om. Nu știu ce s-a întâmplat. Le-a trântit pe toate de pământ și a pornit în lume cu toată viteza cu care a putut merge, sfidând familia, sfidând biserica, sfidând prieteni, sfidând pe absolut oricine. Un an, doi, trei, cinci. Spre surprinderea mea, îl vedeam venind din când în când la conferințele noastre anuale și asta era un semn pentru mine. Dar de pe poziția lui nu se clintea. Nu prea stătea la întâlniri, la studiu biblic, își vedea de drumurile lui. Cu două zile în urmă primesc o scrisoare. S-a întors la Domnul, s-a pocăit, e transformat total. S-a dus să lucreze în Irlanda și în Irlanda a ajuns într-un drum de ăsta fără ieșire. Și mâna lui Dumnezeu a început să apese asupra lui și acolo în împietrirea lui a sfârmat inima lui de piatră și s-a întors la Domnul. S-a întâmplat cu el exact ce s-a întâmplat cu Ezechia. Bățosul Ezechia, împreună cu curtea lui, a stat tare ca și cremenea împotriva lui Isaia, în ciuda tuturor profețiilor pe care le-a rostit. A venit anul 701. Și data viitoare vom asista la evenimentele care a dus la despietrirea inimii lui Ezechia. Au venit asirienii, da, Sargon II a murit, dar a venit Senaherib în locul lui și eu nu știu vreun împărat să fi fost mai blând ca cel dinaintea lui. Și a venit Senaherib cu puhoiul oștirii lui și a ras de pe fața pământului toate cetățile întărite ale lui Iuda, 46 la număr,
ca o covercă a rămas Ierusalimul în mijlocul câmpului de castraveți, cules și călcat în picioare. Și zidurile au început să pârâie, pentru că profeția lui Dumnezeu era pe punctul împlinirii ei. Acolo, sub această presiune, Ezechia se îmbracă în sac, vine cu scrisoarea generalului și o pune în templu înaintea Domnului. Nu îndrăznește să vină înaintea lui Isaia, îl trimite pe Eliachim să vorbească cu el, pe mai marele cetății, și spune: poate Domnul se va îndura de noi. N-am mai îndrăznit să spune: te rog, spune-i să îndure de... poate Domnul se va îndura de noi. Dragii mei, Domnul a făcut-o. Știți de ce? Din pricină profețiilor lui Isaia, în care nu-i doar întuneric, ci inima lui Dumnezeu este mereu acolo, se prezintă pe sine ca mântuitor. El nu vrea să pedepsească decât atunci când nu are încotro. Uitați-vă la textul din capitolul 30, versetul 18. Începe cu un contrast. Totuși, Domnul așteaptă să se milostivească de voi. Dacă mi-închid ochii și-mi imaginez scena, dacă aș fi un Gulliver să văd omenirea de sus și să văd tot ce se întâmpla în Iuda la ora respectivă, când năvălesc oștile vrășmașe și urcă pe văile care duc spre Ierusalim și pustiesc totul în jur, dacă îmi ridic ochii, îl văd pe Domnul așteptând să se milostivească. Aproape că a strigat la el: dar de ce nu o faci? Nu vezi că totul moare? De ce nu o faci? Dragii mei, n-aș vrea să plecăm de aici fără să primim răspuns la această întrebare. Totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula și vă va da îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei ce nădăjduiesc în El. Hopa! Nu, Dumnezeu nu intervine la întâmplare, peste oricine, oricând, ci Domnul așteaptă și nu se implică până când tu nu-i dai voie să se implice în viața ta. Ascultați versetul următor. Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge. El se va îndura de tine. Doamne, n-ai vrea să-mi spui când? Se va îndura de tine. 46 de cetăți dărâmate, Ierusalimul împresurat, plânsete și gemete în mijlocul cetății. De ce n-ai făcut-o mai devreme? Știți de ce? Pentru că îngânfarea și împietrirea din inimile noastre ne fac să întoarcem spatele, în ciuda presiunilor pe care Dumnezeu le aduce împotriva vieții noastre. Domnul se va îndura de tine când, spuneți cu mine, când vei striga. Dar uitați-vă la el. Cum va auzi, te va și asculta. Mi-aduc aminte de Ahab. Ahab avea nevoie de o grădină de zarzavaturi și era lui Nabod. Și se duce la Nabod și spune: îți dau ce pământ vrei, sunt împăratul lui Israel. Dă-mi grădina ta, nu e moștenirea de la părinții mei, nu vreau să o dau. Izabela, când aude povestea asta, începe să-i râdă în nas lui Ahab: dar nu ești un împărat? Și scoate doi martori mincinoși împotriva lui Ahab și îl acoperă de pietre și îl omoară. Ahab împotriva lui Nabod. Ahab coboară să-și ia în primire grădina de zarzavaturi și îl întâlnește Ilie. Și Ilie aduce cerul pe el și spune: câinii vor lânge sângele tău aici în aria lui Nabod. Și pleacă Ilie. Nici n-ajunge bine acasă și Dumnezeu spune: hei, ai văzut pe robul meu Ahab cum s-a smerit? Cum adică s-a smerit Ahab? S-a îmbrăcat într-un sac și zice: un blancet. Nu știu ce a văzut Dumnezeu în atâta pocăință, dar Dumnezeu îl și trimite înapoi pe Ilie la Ahab și spune: n-am să-l pedepsesc în timpul vieții lui, voi comuta pedepsa. Pentru mine această imagine este extraordinară. Știți de ce? Pentru că Ahab este cel mai rău împărat al lui Israel. El a dus tot blestemul asupra Samariei, Ahab, prin Izabela. Cu toate acestea, până și cu un astfel de om, Domnul abia așteaptă să-l audă scâncind, nu strigând, și se și îndură de el. Și dacă face cu Ahab lucrul acesta și a făcut-o cu Ezechia, o face și cu mine și o face și cu tine. Pentru că Dumnezeu nu vrea moartea
păcătosului. Nu vrea moartea păcătosului, ci vrea să se întoarcă și să aibă viață. Uneori strigătul meu la Dumnezeu ia forme simple. Beniamin fără gău, păcătos, am nevoie de Hristos. Atât. Forme simple. Dar dacă nu strigi la El, să nu cumva să ai impresia că El se va îndura de tine și te va mântui? Nu. Este o regulă. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur, adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, ăsta este strigătul meu către Dumnezeu, după ajutor. Dacă ne mărturisim păcatele, dacă îi spunem, Doamne, le recunosc și n-am soluție pentru ele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Dragii mei, El se va îndura de tine când vei striga. Se va îndura de mine când voi striga. Cum te va auzi, te va asculta. Ăsta este Dumnezeul lui Isaia. Ăsta este Dumnezeul care se oferă lui Ezechia în momentele de criză. Cei care pun la îndoială cuvântul Domnului se prind în lațul necredinței lor, dar cei ce se încred în El vor trăi. Ca să te poți încrede în El, într-o lume pluralistă, cum ați auzit că se va discuta după masă, într-o lume în care toate religiile sunt nivelate, făcute o apă și un pământ, în care niciun Dumnezeu nu poate fi deasupra celuilalt, toți sunt buni, toți sunt la fel, oricare dintre ei este același. Așa gândea Rabshake. Rabshake a făcut nesăbuința să-L ia pe Jehova, să-L coboare între Dumnezeii celorlalte popoare. Și s-a întâlnit cu El față în față și Dumnezeu i-a pus belciugul în fălci, cârligul în fălci și l-a scos și l-a aruncat înapoi în Asiria. El nu se confundă cu ceilalți Dumnezei și nici Hristos cu ceilalți mântuitori. El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Altă soluție nu există. Dați-mi voie să închei aducând înaintea noastră acest vârtej, această vrie a morții. Totul pleacă de la necunoașterea de Dumnezeu. Nu uitați, marea iubire se naște din marea cunoaștere și relația mea cu Dumnezeu nu poate fi altfel definită decât prin marea iubire. Cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea mea. El nu poate fi pe locul al doilea, după afacerile mele, după nevastă mea, după pruncii mei, nu. Mai întâi este Domnul. Necunoașterea de Dumnezeu duce la îndoială sau neîncredere în El. Toma, am înviat din morți! Nu cred, hai să fim serioși, nu cred. Există două feluri de îndoială, spre viață și spre moarte. O îndoială spre moarte rămâne îndoială, indiferent câte dovezi ți-ar aduce cineva, pentru că hotărârea în tine este luată, ca Nahaz, ca Ezechia, înainte de momentul acesta de criză. Dea Dumnezeu că atunci când vine îndoiala să fie spre viață, abia să aștepți un pai de care să te apuci și să zici Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar dacă nu rezolvi îndoiala, ea generează fățărnicie. Fățărnicia aduce împietrirea, împietrirea aduce moarte. Dacă Dumnezeu nu-ți dă harul pocăinței în ultimul ceas și poate că prețul va fi ca degetul Lui să te strivească, să te dezmeticești înainte să ajungi în mormânt. Luați seama, dar fraților, ca nici unul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să moartea înseamnă despărțirea de Dumnezeu, care să vă desparte Dumnezeu cel viu. Ci îndemnați-vă unul pe altul sau unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea
păcatului. Amin.